La mulți ani. Asta e formula de început astăzi. Da, asta o, acum o spun și în particular lui Ioan Andone, care este la telefon. Salut, Ando! Da, salut, dragule! La mulți ani! Să fii sănătos! Mulțumesc! Am auzit că aveți și un Ionel acolo. Da, avem chiar doi, ca da. Să spun trei. Da? În fine, da, hai să zicem doi. Doi și jumătate. Doi și jumătate, da, ca în filmă. Doi și jumătate. Da. Avem da. Pe Ionel aici, pe care nu știu că l-ai auzit de el, dar e un... fost un fotbalist. Un fotbalist, nu? Foarte bun. Foarte bun, un, da. Și un om deosebit. Serios, de lângă... asta mă aflăm și noi acum, bine. Da, da. Da, da. Să știi că, cred că Danciu e în primii trei jucători care am trenat în 25 de ani, cu care m-am înțeles extraordinar. Nu m-am certat, nu l-am certat. Ieși niciodată, n-a fost... Păi dacă mi se spunea mic Neandui, Neandu. Da, a, bun asta. Da, da. Copilul. Adică copilul, da, mic Neandu. Da, mic Neandu. Iulic Mihescu, da. Așa-i Dancele. Da, da. Deci erai A2, cum ar fi. Da. Sau C2, copilul 2. Da. Da, exact. De, dar să știi, Andu... Așa. Da. Zic că am auzit totuși că era dificil când nu era titular. Dacă nu îl băgă. La, păi intra și dădea gol. Auzi, îl mai stimulam eu, îl mai lăsam în bancă și după aia dădea gol imediat când intra. Dar era, bolborosea pe acolo, nu? Îmi place. Când primi 11 tot timpul. Nu, până la Neamir Cerenic pe acolo era... Era un de Cârcoteală pe acolo? Nu cred la Neamir Cerenic de Cârcoteală, nu cred așa ceva, niciodată. Ei, eram și eu și Claudiu și... Stârpea din față. Și Ganea. Ăsta e înțepătură lui. După aia a venit și Bratone, Marius. Da, da, da. Erau mai mulți atunci. Ce vremuri, da. Pe două, trei locuri. Pe două, trei locuri. Exact, da. Ce faci, Andu? Ești bine? Da. Totul sunt plecat puțin din țară. Cred, da. La soare. Așa, exact, și asta mă gândeam. Și așteptăm campionatul la noi să vedem surprizele care vor fi, că toată lumea se întărește. Exact, tu adică ce zici? Ce zici de mișcările astea? Uite, noi am vorbit despre Djokovic de la FCSB la Rapid, mai sunt da, și alte. Da. Cum transfer se pare? Bun au făcut Rapid, transfer foarte bun și bine, toți își propun cupele europene. Acum, titlul, campionatul să le ia numai una. Dar va fi interesant returul și după aia play-off-ul. Mm-hmm. Super interesant. Mm. Adică cred că va crește calitatea. Au le-au măscut puțin. Da, Rapidul chiar se reface puternic în zona de mijloc și de atac, după cum vedem. Adică... Da. Păi ce le-a lipsit, uite că a intrat și Rahmani. Nu? A intrat și el, am văzut la un meci amical. La Pedro poate să fie, da? Și cum? FCSB-ul are un avantaj mare, au multe puncte diferență. Și dacă lucrurile vor fi în regulă, vor fi principalii favoriți la câștigarea campionatului. Da, știi ce mai este? Trebuie în locul lor cel de la FCSB, în final, lui Gigi Becali. Ai fi lăsat să plece un jucător care poate fi important, pentru că îmi părea că și el are niște dubii că s-ar fi putut să se înșele, să o plec, să-l lasă plece la o rivală din campionat? Eu dacă eram antrenor, nu-l lăsam. Adică îi puneam condiția asta, pentru că Rapidul cu el în zona aia se întărește. Și un jucător util, un jucător care știe jocul, mie, de exemplu, îmi place foarte mult jocul. Acum, de ce n-a confirmat la Steaua, sunt alte lucruri acolo. FCSB, să-i spun. Da, scuză-mă. Nu, e să nevoiți să te corectezi, tu spui da, ce da, da, corect, da. FCSB, da, așa e. Exact. Dar, nu, eu, de exemplu, nu-i lăsam o contracandidată. Da. Păi asta e întrebarea, da. Părea că și patronul de la FCSB avea niște dubii. Mă, o-i făcut bine, nu-i făcut bine, o să vedem în povestea asta. Se pare că, aducându-i, apropo de FCSB, aducându-i pe Al-Hassan și pe Luis Felipe, a făcut transferuri bune FCSB, a luat tot ceea ce trebuia sau nu? E, nu știu acum. Baba Al-Hassan, nu pot să-mi dau seama ce înseamnă și dacă rezistă acolo. Are calitate bună de nivelul lui Hermasar sau brazilianul de la Iași. Da. Nu știu, să-i vedem, da? Nu-i prea văd titulare acolo. Așa ca să iei pentru bancă foarte bine. Mm-hmm. Nu, nu-i văd. Stau foarte bine acolo.
pe CTB-ul, toate zonele de la mijloc. Da, la mijloc și în partea dreaptă ar juca Luis Felipe, în aripă, nu? În zona aceea. Stânga. Stânga, da. Da, la mijloc nu mai stau atât de bine, păi, ca număr. Cu toate că Leo Grozav a spus că randamentul foarte bun îl dă și în spatele vârfului, Luis Felipe. Da, da, da. Da. La mijloc, ca număr, nu mai sunt mulți. Olaru, Șut, Lisandru. O să ne edificăm în primele etape. Primele două, trei etape o să vedem. Păi trebuie să schimbe ca să joace... Scuze-mă, Ando. Atunci... Au șanse mari la campionat, dar dacă pierd la început 2-3 meciuri, nu-i văd bine. Trebuie să schimbe Gigi sistemul, să treacă în 4-2-3-1. Până acum joacă așa, numai 4-3-3. Da. Așa, nu cred că schimbă sau în final. Bă, de fapt, cine știe, habar n-avem, să ne dânșim părerea aici. Păi dacă joacă, dacă a spus că Olaru și încă două soluții pentru trei, înseamnă că joacă 4-3-3, pentru că nu vă pălui Felipe pe acolo. Da. Și exact. Atunci, și în Coman în partea stângă, Băluță în dreapta. Poate fi doar dreapta. Poate fi ori nou în fals sau în dreapta. Da, da, da. Exact. Sau Băluță atacant și Luis Felipe în dreapta. Ando, voiam să te întreb despre CFR și în special despre Mandorlini. Cum vezi tu situația și dacă se tot zvonește că ar putea să fie schimbat, că Mutu, care are relații foarte bune cu patronul de acolo, ar putea să vină. Sigur că Mandorlini pare liniștit. Se pare că ar trebui să fie liniștit? Bine, tu știi cum sunt italienii, antrenorii italieni care au venit în România, toți în general au reușit. Ma, gândește-te că au vândut în vara asta cum n-au vândut de ani de zile CFR-ul, că tot timpul au luat lot de 32-34 de jucători. Omul a reușit așa ca și joc, a reușit să integreze noi jucători foarte repede. Am avut și sincope, e normal. Eu vreau să văd ce fără eu după încă o perioadă de pregătire cu el. Da? Și acolo lucrurile, nu știu, acum Adi Mutu nu, dacă e să meargă la CFR, nu o să meargă că e prieten cu patronul. Radu, astea nu sunt valabile. Patronul își vede interes. Orice patron îți vede interese. Uh-huh. Foarte puține antrenori merg pe prietenie. Merg că au calitate. Nu, eu n-am spus că n-are... Eu n-am spus că merge că e prieten cu patron, că îi place, se pare că îi place patronului ca antrenor, ca, nu știu, ca om, habar n-am. Asta poate să conteze. Dovada e că l-a mai ofertat de-a lungul timpului. Da, exact, da. Am înțeles, dar să știi că Adi Mutu, pe drept, ar putea să preia o echipă care să ducă în cupele europene. Da, corect. Pe drept, aia ce-a însemnat el, uite, a avut un eșec ăsta ce-a făcut el în Azerbaijan la Messi. Da. Deci a fost eșec în momentul când te demite la jumătate și nu te lasă jumatea campionatului și n-au fost ceea ce vroiau ei. Dar eu cred că nu-l vor schimba pe Mandorlini. În cursul returului, dacă lucrurile nu evoluează cum vor ea, atunci poate, da, vor face schimbare. Păi are în ultimele 7 meciuri din campionat, are o singură victorie adevărat, ultima, în ultimul meci, care a schimbat un pic impresia, 4-0 cu Cluj, dar un meci din care nimeni n-a înțeles nimic și Saboi era să-și dea demisia după meciul ăla. Dar în rest a avut 6 insuccese la rând pentru CFR, o echipă care vizează titlul. Eu îți mai spun ceva, toți antrenorii italieni care vin în România au clauze de reziliere foarte mari. Eu cred că și Mandorlini are la fel. Mm. Și când face o socoteală, să știi că e demis foarte greu. De acord, dar ți se pare că echipa funcționează, că merge cu adevărat, că e o echipă care are șanse cu adevărat la titlu? Șanse cu adevărat nu cred că au. Ori pentru ei titlu sau titlu e? Ar fi al doilea an la rând fără titlu. E cam mult. E adevărat că la CFR numai titlul contează acum. Nu mai ai calificarea în cupe europene de ajuns. E adevărat așa. Dar o să vezi că eu cred că o să rămână tot anul, până în vară. Mm-hmm. Da. Sigur are clauze de performanță, fără să plătească clubul daune în momentul când... Eu știu că are contract pe 2 ani. Eu așa mi-amintesc că au anunțat CFR-ul. Da, atunci poate țin 2 ani. Ce contează? Poate că 2 ani și poate că primul an a fost așa și al doilea o să fie minunat. Mai știi? Ce fără ieși în CFR are nevoie să câștige campionatul. Da. Are nevoie să ducă în cupe europene, în grupe. Știi că au datorii față de patron, de clubul
clubul are datorii mari față de Nelu Varga. Știu, dar n-are de atâta vreme și de atâta timp li s-au cântat Prohodul încât nu mai cred nimic. Am senzația că e o fabrică de bani? Nu știu dacă e o fabrică, dar o groapă fără fund. Adică un sac fără fund. Așa e, aici ai dreptate. Dacă n-ajungi în prima vară europeană la salariile care le dă CFR-ul și la ce cheltuielile au, să știi că eu pierd 4-5-6 milioane pe an, părerea mea. Da, dar da, pierde atâția ani. S-a mai redus. S-a mai redus bugetul, plus că au mai și vândut. Au mai redus, dar tot... Au vândut la Rapid pe 1 milion de euro. Asta spune și Balaș a deschis 13 șampanii. În ultimul timp de vreo 10 milioane. De vreo 10 milioane. Da. Au vândut CFR-ul în ultima perioadă. Nu l-am mai văzut pe Cristi Balaj așa bucuros de când arbitra cupele europene, cred că. Și mai contează că sunt și angrenați în Cupa României, adică să câștigi Cupa României și mai aproape. Da. Da, mergi, intri în... Iei 100.000 de euro. În calificări pentru Europa League. Europa League. Perspectiva Europa League. Doar pentru câștigarea cupei, nu financiar. De Dinamo ce ziceam, A luat pe Velkovski și acum vrea să ia un atacant. Hürmuz. Bine, au nevoie de atacant pentru că s-a văzut în turul campionatului mari probleme în faza ofensivă. Și chiar sincer, Ovidiu Curcă cred că a lucrat foarte corect cu ei. Dar dacă jucătorul acolo în față nu are calitate, nici competiție și îl bagi și dacă nu joacă bine, îl introduci în primul 11, tot timpul ai probleme. Eu sper, Doamne ajută, să salveze, adică salveze chiar prin meciul de baraj, adică să nu retrogradeze direct. Uh-huh. Eu mi-aș dori lucrul ăsta. Acum, Ștran la Dinamo, nu pot să uit anii aia. Eu sper să revină, da? Nu văd, n-au făcut ceva transferuri extraordinare să-i ajute. O să vedem, dar nu cred. Da, mai e un jucător care vă spuneam, care vine acum, habar n-am, care... Da. Nu știm care cu adevărat, care a jucat totuși, cel care vine acum a evoluat, n-are 7 luni întârziere ca Velkovski, da. din câte am văzut. Și la CFR mai vine Simao Rocea, un portughez, fundat stânga. Da. Apropo, la CFR stârnă epoca, se pare, Camora. Crezi că era timpul? Mario a fost un jucător și mai este. Eu cred că o să-l prelungească, că nu o să fie un titular cum a fost 10 ani, 12 ani, că nu o să fie un titular, dar el va rămâne. Dacă nu ca jucător, rămâne sigur în cadrul clubului. Să știi că te gândești la lucrul ăsta. Dar Mario mai vrea să joace, zice, am văzut, Camora. Vrea, dar mai poate, Ando, mai poate, ce zici? Cu adevărat, adică la nivel de... Radu, 3 meciuri pe săptămână nu mai poate. Dar există soluții cu jucătorii care se pregătesc impecabil, care au calitate tehnică. Deci el o să mai poate juca, dar nu meci după meci. Să te mai dai o pauză la 2-3 meciuri, îi dai câte un meci să te... Deci asta cred eu că dacă va rămâne de repede, dacă va accepta Mandolini și nu vrea altceva. Exact. Păi dacă ăsta pe care l-au adus Rocea se va dovedi foarte bun, cred că o să aibă pauze mai lungi, Camora. Că asta e. Nu o să-l bage doar de dragul trecutului. Un final are oricare carieră. Nu poți juca fotbal la nesfârșit. Frumos ar fi să-l țină în club, că el sigur, se identifică totuși cu CFR. Și Deac la fel. Și Deac. Pare că și Deac e la final. El și Adu, cred că sunt unii din cei mai buni jucători care au fost în România. Și unii din cei mai buni jucători care a avut CFR-ul. Deci el cu Cadu. L-a depășit chiar pe Cadu, nu credeam asta. Deci, domnule, Cadu a jucat Spania, a câștigat campionată. Da. A jucat titular non-stop, 90 de minute, el nu și puteai. Da. Voiam să te mai întreb despre... Uite, o să intru și pe cei de la masă, voiam să te întreb în finalul convorbirii cu tine despre povestea cu Mircea Lucescu, după care au venit cei de la Beşiktaş. Ce tot ai? Bine! Eu am vorbit înainte de Revelion cu Nea Mircea. Înțeleg? Și mi-a spus că se gândește și știam că Turcia va urma. Adică mi-a spus că se duce la o discuție pe 3 la Beşiktaş. Nea Mircea mai poate. Nea Mircea mai poate. E verde la minte, experiență, tot ce vrei, petahog, extraordinar. Da, Beşiktaş nu intră o zonă prea bună. E locul 5 în... Da, și pleacă și jucători la Cupa Africii și sunt niște probleme. Da.
Sunt niște, de adică ar trebui să prea, ar trebui să prea acum, că înțelegem că vrea din vară. Le tot spune, băi, dacă vezi din vară, ca să pot să îmi crez lotul, să fac pregătire, așa vin acum cu nu știu câți plecați pe nu știu unde, în situația asta rea, ce ar trebui să fac? Normal ar trebui să prea echipa exact ce ai spus tu din vară. Deci a spus el. La pregătire, să facă lotul, să-și aducă contribuția lui, să pregătească concepția lui, filozofia lui de joc, înțeleg? Așa ar fi normal, dar tu știi cum sunt cluburile. Acum te vreau, vii acum. Nu știu că mai e valabil în vară. Da, probabil că nu. Aici dar oricum, obiectivul este ratat. Da. Și atunci poți să vii să-ți construiești și să faci un plan pentru sezonul viitor, fiind să chiar profiți de perioada asta. Să profiți de perioada asta. Stai puțin, dar ei trebuie să înțeleagă că obiectivul e ratat. Păi, că atunci cred că când ești la Beșteaș e mai greu să înțelegi, că, sau depinde care e obiectivul. Ești pe 5, măcar termină pe 2 sau... Păi, diferența, nu știu, în loc de Champions League, da, clasament, dar cred că au fost jos de tot. Da, da. Cred că mai sunt... Ando, îți mulțumim mult de tot! Ia soare și pentru noi, dacă poți, că la noi vin niște vremuri frumoase. Da. Din studio și din ascultătorii voștri. La mulți ani. Care se uită, telespectatorii voștri. La mulți ani. La mulți ani, mai bine, la mulți ani. La revedere. Să luăm o pauză, revenim, lăsăm pe mandoline, apropo. Deci zice că Cadurii nu e sigur. Noi am făcut, am văzut toba cu Cadurii și zice că nu e sigur. Păi acum ne zici, domne, oameni serioși am... După ce l-am analizat, da, exact, 3 zile. L-am disecat. Chiar lasă-ne să vede treaba. Am vorbit cu fostul lui antrenor, să-mi fie... Diego Longo. Diego Longo, da, despre... Da, dacă contractul nu e semnat, nu e nimic sigur. Da. La asta se referă, cred. Totuși, suntem în zona de autoironie aici, că așa e, dar ce să faci? Trebuie să... Ei au zis că aproape acolo, că o să fie... Acum vine mandolinii și spune că nu e sigur. Dar să ne zică, dumne, ce asigur mandolinii, dar după pauză.